11 în față comun. Deci 11 apus, deci 11 în față comun, 11 pe lângă A plus B. 11 pe lângă A plus B. Supra 10. 10. Totul. A 2. Să fie număr natural. E număr natural. Păi de acum... Cum puteți să mai scrie, vă rog? 11 la a doua. 11 la a doua. Pe lângă... Pe lângă... Cazul de la a doua. Supra 100. 11 la a doua. Nu, trebuie să găsesc ceva ușor. Așa mai ușor. Mai trebuie să mă spun. Așa. Pe 10 ăla pot să scriu ca... Ca ce? Ca cu B. De ce? Ca să simplificăm. Păi dacă nu vezi simplificat. Păi dacă trebuie să-mi simplificăm, e numai natural. Păi dar spune aflați. Astfel încât acest număr să fie natural, deci clar eu vreau să scăp de numitor. A, păi înseamnă că o 10 o să scriu A plus B, o să simplific și o să fie 11. Păi pe 11 poți să simplific cu 10? Dar nu, nu, dar pe A plus B. Pe A plus B. Asta e. Șanse are numai A plus B să scriu cu 10. Analizăm? Adică 11 cu 10 nu se leagă deloc, nu are niciun divizor. Da, nu are niciun sens. Dacă ar mai fi avut un divizor, făceam simplificarea aspecției și mă duceam după aceea, obligând pe A plus B. Deci asta e natural, dacă și nu mai dacă. Dacă și mai dacă, A plus B face 10. Dacă A, atenție, dacă și mai dacă, A plus B, egal cu 10. De aici, ce variante era? Cum să iau? A egal cu 5, B egal cu... Dar deci de-a fost limitat. Nu trebuie să fie egal cu 2, cu 4, 6, 7, 9, 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 dar B-ul poate să fie 0? Da. De ce? De ce nu poate să fie 0? Dar trebuie să fie cifre. Păi și 0 nu-i cifră? Nu poate să fie 0. Dar dacă e 1, trebuie să fie 0 și dar trebuie să fie 10. Asta e. Nu poate. Dar tu trebuie să-i spui calm, dar dacă noi aici nu ne nervăm când voi nu pricepeți. Da. Calm. Și... Sigur că da. Așa am luat de răbdarea domnului profesor. Așa, așa. Prima variantă. Deci dacă... De ce au un diferit de 0? A diferit de 0? Pentru că și prima cifră da. Da. La fel și B-ul este prima cifră. Și sigur, A plus B face 10 și nu se poate. Corect. Deci A diferit de 0 și B diferit de 0. Atunci, care sunt variantele? Atât au și B-ul, au șanse de la 1 colo până la 9. Și zicem, A egal cu 1, B egal cu 1. Dar nu putem să A face scară. A egal cu 1 variantă și B egal cu 1. 2. 9. 9. Dar nu putem să scriem A scrie pe variantă și te calculăm. Păi nu așa ar trebui făcut. Voi vedeți altceva? Trebuie să vedem care e bună, o să facem 11. Dar tu crezi că o să fie și variante greșite? Nu, pentru că o să fie mereu 10. Păi asta... Păi să fie 11 ori 10 care o să fie 110, 10 cu 10 se simplifică. Dar de ce să mai împărțesc că el se simplifică? Că am avut eu grijă, că n-am grijă. Da, păi asta mai... Se simplifică și rămâne 11 la 2 și până la 1. Adică A o să fie de la 1 până la 9 și B de la 9 până la 1. Deci... Odată, A egal cu 1, B egal cu 9. Prima soluție. Sau A egal cu 2, B egal cu 9. Dar nu puteți scrie A aparține mulțimii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și B aparține 9, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Fiindcă sunt de vorba de numărul A, B, aflați A și B. Le scriem numărul perspective, da? Deci, A, B aparține numărul 19, apoi 28, 37, 46, 55, și până sub s-a diferit despre... Nu spus, nu spus nici.
64, 73, 82 și 91. 82. 2 și 91. Deci astea sunt toate. Hai să mai vedem încă o dată. Cum a gândit Teodorul? Ce a făcut el? Credeți unde? A plecat de la A plus B egal cu 10. Deci, fie că a mers de aici la A. Adică de la fracția aceea. Pentru că s-a gândit, orice A plus B sunt de 10. Eu știi că A plus B plus BA face 11 pe lângă A plus B. Deci știa asta. AB plus BA egal cu 11 pe lângă A plus B. Asta este cunoscută. Da. Și îndată fi 12 spre A plus B, gândește aici să îl bage sub formă de decimală BA, B virgulă A. Da? Ca să ai tu supra 10, să fii totul supra 10. Și acum 11 pe lângă A plus B supra 10. Totul la doua. Și îți bagă și la a doua. Ca să, ca să ne pună. Îți bagă la chestii, înseamnă suma pătratelor. Nu, suma celor două fracții, totul la pătrat. Pătratul sumei. Noi îți facem suma și nu să ne la pătrat și să fie număr natural. Asta să fie număr natural. Și ca să fie număr natural, trebuie să dispară 10. Cum 11 nu se poate împărți, A plus B trebuie să facă la 10. Asta a fost pe ideea. Mai facem unul? Sigur. 18 de la pagina 31. 18 de la 31. Și 23. Arătați că nu există cifre A, B și C. Să nu există. Că nu există. Nu. Există A, B și C, astfel încât A și B și C. Cifre, da. Astfel, diferența pătratelor fracțiilor. Adică o să fie... Adică A, B, 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 10. Asta e, nu? Și B, 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 C, B, B, da. A, A, B, 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 C, B, B, să fie fracția A, B, B, C. Deci, astfel încât diferența pătratelor, fracțiilor... Atenție, diferența pătratelor? Pătratelor. Atunci asta la așa. Diferența pătratelor, fracțiilor, să fie fracția A, B, C. Păi... Avem ceva rat? Bine. Da. Prin alele o să-l amplificăm cu 10. Deoarece o să mai am două. Deci e diferență de unul de mai mult. Da. A spus că au zis pătratul sumei. Pătratul sumei. Diferența pătratului. Facem la fiecare la pătrat. Păi, vom amplifica a doua cu 10, ca să-l avem pe amândouă la viitorul 10. Deci scrie în echivalent. Echivalent cu AB supra 10. La tot la doua, minus BC supra 10, tot la doua, egal cu, nu pot să scriu pe ultimul ceva la pe 10, o să scriu pe 100, ca să, a, și pe cealaltă pot să ne mai amplifică, dar pe 100. O să scriu ABC, ABC, barat, 100. Ne scriu așa, da? Da. ABC, banat, e 100. Și dacă acum noi avem... O să ridică o fracție la putere. Să ridică și numărătorul. Și numărătorul și numărătorul. Adică să scrie 100 și să scrie. Păi să scriem. Deci echivalent. Dar el vorbește. Dar am zis că... Mi-am zis să vorbești cu părinții, să-ți ia caiet. Corect. Apropo de chestia asta. La un moment dat, în Mainești, era un profesor de matematică care avea două fetițe gemene și destul îi crea suficient de multe probleme. Și el îi făcea lecția chiar la fetițele lui. Deci le avea la pasă. Și atunci, supărat el, că nu-și făcuse tema fetele, a spus, acasă și vezi părinții. Mergeți acasă și vezi părinții. Și vedeți,
duc acasă și hai, mamă, hai, mamă, la școală, că tata o nebune. Și ne-a spus că aceeași toată. Hai, mama, că se gândește la școală. Așa. Nu am întâmplat acasă, așa cum am ascult tu, dragă. Ai înțeles, Dariana? Ave, 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 la pătrasul prea 100. Înseamnă ave cu răbeciune. De ce? La pătrasul prea 100. Egal cu ave ce? Supra 100. Și noi, dacă vom scătea... Avem același. Avem același titol. Avem la doua. Avem A, B, la doua, minus B, C, la doua, se facă A, B, C, bara. E, acum, aici este greșit, aici. Aici. Foarte greșit. Hai zi, măi. Păi, B cu B și vă scădea. Care B cu B? Nu pentru că este de... Nu pot. Acum nu mă apuc. Ce facem? Scriem o bază? Nu scriem bază și ca să fie și acolo. Să dăbăm de baragă? Scriem o bază de ce? Scriem o bază de ce? Da. Eu scrie, poate mă ajută. Poate. Să vadă ceva, nu văd. Hai, bază de ce? 10. Ea zice 10A. Plus B. Minus la doua copii. Eu am venit A. Minus B. 10B. Minus 10B. Plus C. Plus C. Totul la doua. Să facă. Să facă 100A. 100. A. Plus 10B. Da. Plus C. Plus C. Acolo nu poate să fie acolo. E 10A. Acolo spuneați 10A, spun la. 10A. 10. 10. 10. Așa. 10. Acolo nu poate să fie 10A la a doua. Dacă este 10A, trebuie să spun. 10A la a doua, cât o să fie? 100A. 100. A pătrat. A pătrat. 100. A pătrat. 10 adut la 2. Da. Da. Sunteți face să ce zici. Dar nu, că dacă fac 10-a ori 10-a. Aaa, cum 10-a ori 10-a? Cât ar face 10-a ori 10-a? 100-a. 100-a la 2-a. Da. Și acum hai să controlăm ceva după a ăsta. Te-ai dus la 100-a, ai văd 100-a, deci 100-a pătrat, egal cu 100-a. De cât se încep de acolo să văd dacă ar crezi. Păi, ce dar mai să scade și aici. Da. Dar la două ăla mă încurcă la greu. Păi nu pot să scriu toate amândouă la a doua. Cum scriu? Cum? Scriu? Egal la a doua? Nu, împreună la a doua. Ai nu o fi scădere? Are scădere. Dacă ai fost înmulțire? Înmulțire sau înmulțire? Aș fi scădere. Acolo, nu știu, pe 100 au vreo să scrie ceva. Acolo nu-i BC? 20 B plus C. Acolo e BC la a doua și aici BC. Nu-mi place scrierea asta. Nici mie. Păi dar lăsați puțin. Nu ce mi-ar rămâna. Da, putem? Vă rog frumos. Mă duc aici, stau aici? Nu. Scrieți înapoi, dar pe ABC scrieți, lăsați-l la aici. Pe ABC? Da. Păi nu mă știu că nu. Și cum să scriu asta într-o formă echivalentă? Nu, adică... Pot să scriu AB la a doua egal cu BC de ABC minus... Nu, plus... Plus BC la a doua. Așa se. Deci echivalent cu scrierea A, B la a doua egal cu A, egal cu ABC plus BC... Plus BC la a doua. La a doua. Dacă te prinzi, ai șanse să faci exercițiu. Faci exercițiu, este extraordinar moment. Acolo, în loc de... A, deci bara, da, o, sunt în BC. Bara. Pe BC, șanse nu fac. Nu, deci nu. Îl dăm pe BC un factor comun.
I-a spus mama. Hai să înțelegem așa. Pe ce? 235 se scrie 200 plus 35. Și atunci eu zic A, B, bani egal cu A ori 100 A ori 100 plus BC. A, și BC cu BC? O să scopi BC în factor? Asta e. Deci BC. Deci plus BC. Dar nu cred că îți faci un factor comun. Nu îți facem. Da, o să am BC, no, BC, plus BC. Deci, și mai am încă un ori BC. La pătra. Deci, da, mai am încă un ori BC după aia. Uite, Davide, apare AB la a doua. La a doua. Egal cu 100 A plus. Plus. Cu 100 A plus B, 10 B. Plus B. Dacă nu scriem BC. Plus BC pe lângă. Plus BC pe lângă. Pe lângă 1 plus 1 BC. Plus 2. Plus BC. BC, da, plus BC, cam 2 e dată, așa. Bun. Și acum, ce-am făcut? Am avut la impresia că scoatem BC factor comun la un capul altă. Dar n-am cum să scoat pe BC. Un factor comun. Să ducem pe 100 în partea aia altă? 100. Să încercăm să ducem în partea cealaltă. Cred că asta ar fi ideea. Da. O scădea 10 aia din... Și număr din două cifre la a doua, minus 100 a... Să dea... Egal cu? Să dea două numere împărțite. Consecutive. Consecutive. Din BC și BC plus 1. Deci ar fi, asta ar fi, asta e mezul problemă. Și mai analizăm și mâine. Suntem în, suntem de ieșit, da, suntem foarte aproape de el. Deci vine A, B, la a doua, la a doua minus 100 A, 100 ori A, este egal cu BC, ori BC plus 1. Plus 1. Barat așa, domnul. Da, barat, BC. Barat, barat, așa. Așa. Adică două numere consecutive. Adică două fel. Deci își bagă bine. 11 ori 12. Ar fi fain să-mi dea. 23 ori 24. Da? Numărul ori 2. Și ținem acum cont de lucrarea de aici. Asta aici. Ce două numere consecutive să-mi dea în partea aia altă? Da? Deci acolo, asta ar trebui. Acolo. Și lucrăm. Atenție că B-ul aici lucrează. Același B trebuie să-l punem aici. Păi, deci avem, avem un control. Da. 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 Și vreau să vedem despre apă. Este destul de apă. Asta era mai parte schemii supermatrie. Da? Deci, ne rog. Doamne, sunt super la cerți vana, la Rock Online. La revedere. Să ne spuneți la oamenii de pe stradă. Stai bune! Ce-am făcut? Am făcut un mult mai rău. Am făcut care la putere. Adunarea fraților principale. Am făcut o dar operații, nu sunt nouă primă. Nouă primă. Operații nu merg nici mai. Deci, zicem sinteza ori. Sinteza ori. E vorba de operații. Operații. Cu numere decimale. Ce am mai făcut că... Yeah.